și tu ești mă ofițer. Deci eu nu-mi pun taz mă mă. Au 3000 de capuri, pe 30 de femei care să strige tare. Urzu! Deci bate joc de ei. Dacă urzu! Spare, ce să facă Abi? Cine îi mai dă valoare? Mata la televizor. De ce nu purtați mască? De ce nu purtați mască? Capul mare infractor, dar n-au nimic la dansare, că am afaceri legale. Au 3000 de capuri pe 30 de femei care să strige tare. Urzu! Secție de poliție, mi-a zis domnul Bujor că filatul m-a rugat să aștept afară. Domnul Solcan Adrian mi-a spus în repetate rânduri că urmăresc politic. Dumneata mi-ai trimis citație. Așa, păi încep petiție. Încep petiție. Mi-ai dat... Da, știu că sunt rei. Știu că sunt rei, dar dumneata mi-ai dat amen. Eu te-am făcut plângere, pe la înainte să-mi dai dumneata amen. La... Păi care, lume, care pe lume? Pana cu tare, pana cu tare, hai băiete, hai la mine. Schimbă marca, hai cu duma cu mangara. Îți dau fata, hai trecică, hai la mine. Sunt șbenară, sunt o mare vijiță. Señores, yo soy Pablo Emilio Escobar. Urzu! Contestate împotriva procesului verbal întocmit de... Urzu! Mă doare. Exact, ce simptome aveți? Mă doare coronavirus. Hai că o să te doară în 20. Au 3000 de capuri pe 30 de femei care să strige tare. Urzu! Deci bate joc de ei. Proveta, proveta, tu nu se veri. Aici orașul de șmechire plin. Țare panică, suhute de pana cotare. Sunt șbenară, sunt o mare vijiță. Din partea... La bucătărie.
Ce faci, mă? O dai cu mine? Ridici mâna la mine? Dai în glume cu mine? Păi nu tu o dai în glume cu mine. De ce dai mă mine? De ce nu port mască? Te faci că dai mine? Ești bombardier, să vezi că tu-i la pușcărie. De 13 octombrie 2021 am depus o plângere penală la PCA Constanța pe numele ofițerului de poliție judiciară Tulcan Adrian, care la data de 28 august 2021, în timp ce veneam de la parchetul de plângă judecătoria Constanța către IPG, îmi spunea că mă dă în judecată. În ce calitate mă dai Tulcan în judecată? În calitate de polițist sau de civil? Că tu comiți infracțiunile în calitate de polițist. Pentru Gorzo, îți aduce aminte când te luai de mine, când judecam lumea spune că nu-i bine. Pare rău că a avut dreptate mereu frății orotă.